Bună ziua la toți fanii mei, vreau să vă spun că n-am mai plecat la Craiova pentru că fratele meu a vrut să nu mai plec ca să rămân să-i fac sarmale și am făcut sarmale și acum trebuie să fac pâine la cuptor, vedeți? Ia uite aici merge cuptorul ăsta, l-am dat drumul să se încălzească până mai o pâinea. O să fac o pâine magică, adică o să o fac pentru să fie în tava asta, să fie pătrată și o să mai aici aluatul, cum trebuie să fac pâinea. Hai să vă arăt cum fac eu pâinea, da? Pentru că n-am mai plecat la Craiova. Și Bogdan a zis că dacă Leo vrea sarmale, rămânem la București să facem sarmalele lui Salut, Leo. salut, prietene. Și am făcut sarmalele lui Leo și acum o să facem și pâine la cuptor. Și vreau să vă spun că în timp când am făcut sarmale, Leo vorbea de Dana Criminala, pentru că vorbea ce nu trebuia. Și el ce făcea? Bogdan se gândea și la Dana, vă vine să credeți. Vă vine să credeți că vorbește și să gândește la Dana, să nu se îndrăgostească cumva de Dana Criminala. Aia mai întrebi, m-am săturat de București. Mi-a mâncat capul Bucureștiul, cred că. Dacă se gândește Bogdan să se gândească și la Dana, înseamnă că nu știu ce o ieși aici în telenovela asta de la București. Hai, Bogdan, mă ajut și pe mine să filmez cum fac pâinea. Aluatul să fac pâine la cuptor. Mă ajut? Ia vorbește cu fanii și ajută-mă și pe mine. Ține telefonul așa. Da. Ține telefonul ca să mă ajut și pe mine cu filmările pentru fanii mei. Așa. Că tu știi că se telefon mai bine, cred că, nu? Ca mine, mai sus, așa, mai... Mai sus, mai Ia, jos. Ia, nu sta fără așa, pentru că ca să doare mâna, cred că. O doare mâna, să doare. Filmez cu tebe, nu? Sper că te doare mâna. De la atât de filmat aici... Da, dragi prieteni, mă duc la cunoștință pentru că astăzi, ieri, după cum ați văzut, eram într-un vlog care l-am povestit atât de bine cât cred că voi ați înțeles. Deci am fost într-o situație pe care a fost la un pas de a pleca la Craiova, dar s-au schimbat treburile și din păcate am rămas încă câteva timp pe regiunile București, pe info. Ce vreau să vă spun... cu Bucureștiul. A fost ceva discuții aici între mine și Olga și Cărte și că suntem prea mulți cu Leo și știți cum este Leo, îi trebuie o liniște, îi trebuie o, cum să spun eu, pentru că el și pentru asta a plecat, n-a mai suportat patrana și șatra și a zis să vină aici o să punem Olga, sora să facem ei, pâine. Și Anca și Cătă. Și eu, dar suntem prea mulți și iar de la fan cum fac eu pâine ori Olga, ori Leo, ori Anca. Acum cine rămâne? Sper că eu cred că rămâne toată șatra. Toată șatra rămâne eu. Și Leo cred că ar trebui să rămână toată șatra. Nu știu, vorbim. Din seara o să spunem un videoclip să vedem cine rămâne. Uite aici. Acum vorbim că facem pâine, nu? Punem da. Un kilogram de pâine. Adică de făină. Aici, vedeți? Ia uite. Cum fac eu pâine la cuptor. Vedeți? Și acum punem drojdiele aici să se facă spre frumos. Aici o să preparăm. Bine, dar nu ți tu telefonul bine? Dar cum să nu știu, că nu, că îl doare mâna să-l fii. Doare mâna, da. Doamne, deci la filmare îl doare mâna pe Bogdan. Ăsta e serviciul lui Bogdan, să țină telefonul. Și nici telefonul nu poate să țină, că îl doare mâna. Îți dai seama ce avem noi de făcut aici? E mare lucru. Că facem o pâine, uite așa, drojdere. Nu se vede cum să pune drojdele aici. Vezi? Să vadă fanii, poate vrea să facă păi și da, pâine. Poți să o pui direct în făină acolo? Nu, că trebuie să punem sare aici direct. Ia uite, vezi dacă vorbești tu că nu te bași tu rețeta mea? Păi o să punem mai puțină sare, așa? O să o faci posibil așa, să ne o să punem aici, o să punem și
puțin zahăr ca să se topească. Asta e secretul meu la pâine ca să crească. Pun un pic de zahăr peste drojde. Că dacă pui un pic de zahăr peste drojde, o să iasă pâinea mai mare, mai umflată, adică o să se facă drojdele mai bine. Dar știi că nu mă văd la cap. De ce nu ridici mâinea mai sus? Te dă-le mâna, serios, Bogdan. Nu, Bogdan, nu poți să filmezi tu bine așa, nu? De ce? Hai că e bine, hai. Nu poți, nu? E obosea. Tu știi că trebuie să pui apă caldă, nu răci? E apă caldă aici, haide, vezi? Apă caldă, pește drojde și acolo să-mi și amestecăm aici. Drojdele cu zahăr ca să se facă pâinea. E secretul meu, când pui în drojde zahăr, să topește drojdele mai bine și să umflă pâinea mai bine, să face pâine mare la cuptor, știi? Bogdan, tu știai că eu știu să fac și pâine. Tu, e prima dată acum că știi că... Dar cum ai decis tu să rămâi? Că știu să fac pâine la cuptor, nu? Era să pleci, fani știe că trebuia să ajung la Craiova. Păi trebuia, dar dacă fratele meu a zis să rămân să fac sarmale. Așa spune, la oameni. Nu și pâine. Ce era să fac? Eu trebuie să stau pentru fratele meu aici, că e bolnav, dar el nu vrea să mănâncă. El a zis să fac sarmale și pâine pentru Cătălin, pentru Anca, pentru Darius, pentru noi. Dar el o să gustă și un pic, dar nu o să mănâncă. Că i-am făcut altă mâncare, o să-i fac acum compot de mere. Pentru el o să-i fac supă de pui, dar nu, el o să gustă și el din sarmale, că nu o să mănâncă el sarmale. Noi o să mâncăm 5-6 sarmale, nu? De fiecare. Uite, s-a topit drojdele. Vedeți? S-a topit drojdele. Și acum punem aici. Păi, să bei de Bogdan, ia vezi. Pe când să bei? Așa că să pune, aici trebuie să se vadă. Ridică mâna, că nu te doare. Păi nu te doare mâna, ridică mai sus, mai sus, mai sus, mai sus. Mai sus. Păi nu așa telefonul, că după aia afară trebuie să țină și telefonul să se uită, nu? Dar de ce nu te scole picioare și ia uite așa, dă-i la mine. Păi lasă că filmez eu, să mor eu dacă nu filmez eu, ia. Și fac mâncare și... Ia uite de aici trebuie să filmez, ia aici. Să te vezi bine, vezi și tu, vezi? Da. Ia uite, de ce nu stai tu aici să ții telefonul așa? Să filmez. Păi cum, dacă te ești cu fața, cum mă pun în spate să filmez? Da, ha. Nu mai e să le plătim. Ține telefonul de aici, aici, așa. Ia uite așa. Așa. Așa, așa, mâna în sus, vezi? Uite așa, mâna în sus. Așa, vezi pe partea asta, vezi că se filmează mai bine asta, acum? Da. Și te vezi și tu. Cum e? Și eu, hai. A, păi vezi, Dani, că tu nu vrei să te mai vezi oricum, nu vrei să te mai vadă fanele mele. A, vrei să te gândești la Dana acum? La ce? Nu mă interesează pâine, nu mă interesează. A, eu cred că te interesează la Dana. Dana, nu am eu cu nicio treabă cu Dana și nici nu vreau ca să mi-aud vorbe cu... Și aud de Cristi Marin. Da. Așa, ce am pus aici? Că nu mai iasă bine pâinea. Unde tot vorbești de Dana, pâine nu o să o mai fac un trebuie. Pricaz. Cum? Ce? Pricaz? Pricaz, da. Deci, ce e aia prin pricaz? Știți ceva ce înseamnă pricaz? Ceva nu știu. Ghinion! Pe românește, dar pe țigănește, pricază când vorbești de Dan. Nu mai iasă pâine. Vă rog frumos să mă uitați pe canalul lui Leo de la Streha, pentru că am făcut sarmale și Bogdan și cu Leo ridică mai sus. Tu nu te uiți ce se filmează? Așa, vezi cum se vede acum? Păi tu dormi pe tine, că nu înțeleg. Te gândești la Dana? Prieten, o să... Poate de aia n-ai mai vrut să pleci la Craiova, că te gândești la Dana. De aia ai zis, hai să rămânem, că vrea Leo în sarmale și pâine. Pentru că mai e Cristi Marin, mai e Cosmin, mai e Puiet, oamenii care mai ne ajută. Da? Da, dar nu te gândești că fanii nu știe cum prepară pâinea când vede și videoclipul să se învață și doamnele, domnișoarele să facă pâine? De-ai doamnele și domnișoarele. Ai văzut câte unghii au de jumătate de metru și să facă ei pâine. Nu face așa ceva. De unde știi? Și dacă au poftă când vede că pâinea la cuptor se face bine și... Hai să fim realiști. Hai realiști să zicem că vrea și ei pâine, nu? Tu nu ții telefonul. Bine să nu vadă fanii cum facă pâine. Tu te-ai învățat să faci de la șatră pâine. Da, ei nu știe. Cum să nu știe? Ce fac pâine aici și Bogdan nu ține telefonul.
ține telefonul, bine. Tu te-ai scălat ca să te uiți la salvare? Da. Doamne. Pâine acolo, fac pâine la, la asta, cu casă răcină. Cum? Sună pe Cătălin să ne ia două căței de usturoi. Ce să facem cu usturoi? Căței? Unde ai văzut căței? Doamne, căței de usturoi. Sună pe Cătălin și să ne ia două căței de usturoi. Nu cred așa ceva. De unde mai avem căței de usturoi? Nu dă-o bă căpățin de usturoi ăsta să scură, ai visat? Parcă s-a dus să lasă un leu și acum a venit să uita la sarmale și vrea două căței de usturoi. Bă, ce faci cu ei? A? Uite așa, se gândește numai la mâncare asta. Ce vrea? Vrea să facă ceva cu usturoi. Cred că a visat la altă mâncare. Da, face vrea să facă altă mâncare. Cum mai pot să plec eu la Claire? Când Leo nu are nevastă, Dana nu vine să se facă mâncare, vezi? Nu răspunde, tată. Sper că cine știe... Ce? S-a aplicat la stea? Nu răspunde. Cred că a plecat la stea. Nu? Așteptăm cu poate ne sună iar. Auzi ce a zis de-o, că facem pâine ca săraci. Știi ce? Că n-am văzut Lidianul ăla mare cum face patronul ăsta pâinea, Lidianul ăla de inox mare. I-a văzut, a văzut craspunilul ăla ăsta ce că fac numai puțină pâine. Dar ia-s o pâine. Cât trebuie să facem? O pâine din aia mare la cuptor în tava aia nu merge. Nouă e ăsta de aici că s-a umflat acum. Crește. Crește. Ia acum ne sună cata. Ia vezi ce spune. Că s-a dus cu Darius la un control la spital. Da, cătă. Cătă și cu Anca. Să facem un control, să vedem ce a zis că s-a trezit Leo și a zis să iei două căței de usturoi. Două căței de usturoi. Două căpățâni de usturoi, a zis. Căței sau căpățâni, a zis. Ce? Căței. Ce? Două căței. Ce a făcut? Cătă să... Ce? De mi-a închis, nu știu. Cred că l-a sunat cineva acum. Ce? L-a sunat cineva. Trebuie să-l întreb ce a făcut cu Darius la spital. Păi nu știi. Să vadă ce i-a zis la control, dacă e bun tratamentul ăla de la Timișoara, nu e bun. Trebuia... S-am vrut să merg cu Cătă și cu Anca. Când s-au dus la control cu Darius și n-au vrut că să mă ia, a zis să rămân să fac sarmale lui fratele meu și pâine. Și îți dai seama că dacă n-am vrut să mă ia, am vrut să fac pâine și sarmale. Când vine să aibă ce să mănâncă și Cătă și Anca și Darius. Și noi... A zis că mă... Dar de ce a închis telefonul acum? L-a sunat cineva. Mă mai sună înapoi. Păi când auză două... Cățăi, ce cățăi, doamne, copilul s-a spideat. Trebuia să spui două pe căpățin de usturoi. Tu ai zis lui Cătă cum a zis eu. Da. Pâinea se frământă bine așa, Bogdan, nu? Da, dacă nu e frământată, nu crește. Nu crește, nu? Nu. Trebuie să te angajezi la o brutărie din asta. De ce? Știi să faci pâine. Eu fac pâine pentru voi și voi vreți să fac pentru tot neam. Pentru toată șatra. Eu lasă să că fac ca săraci, auză, Lighean. Să fac într-un Lighean mare. Păi cine mănâncă atâta pâine? Nu vă ajungi o pâine la cuptor. Cât e? 10 pâini, parcă sunteți acasă la șatra. Ia uite, o pâine, nu? Nu ia vedeți, prieteni. De cât timp ați mai văzut pe Olga să facă pâine? Aia spune. Nu ai văzut. Fanii tăi te-au văzut? Da, cum să nu. Da? Păi fanii mă știe de mult că eu fac pâine, dar tu sunt cu tine de 6 luni și nu ți-am făcut pâine până acum. Păi dacă nu cerea pâine, frate meu, să-i fac pâine la cuptor, nu făcea. Păi am zis să faci la tigaie. Pentru că noi am cumpărat pâine, nu până acum. Cum fac ăștia, focașe din alea. A, vrei, am făcut din aia, ți-am făcut, dar asta e pâine. Asta e. Te-ai acum să vezi ce facem aici.
e făcută. Acum trebuie să o facem aici. Na, stai să vezi cum fac acum. Trebuie să faci un curat un pic. Acum să facem aici, vezi? Aici o să pun, stai să mă spăl pe mâini, acum. Nu sper că să vedem ce pâine o să mâncăm de la Baba Olga. Sper că ce ia să pâine bună. Aici o să punem acum ulei pe mâini. Dar nu pot să desfac ulei. Ce? A, da. Ia uite așa, o să pun pe mâini așa ulei. Vezi? Și o să iau pâine de aici unde e făcută coca, vezi? Acum o să facem aici, să punem asta aici și uite ce acum trebuie să facem. Ia uite, așa o să mai pun ulei. Păi ca să pot două să fac. Trebuie să faci. Așa. Două, că și acum o să facem așa, vezi? Să facem pâine. Vezi? Ce spune? Bun ca brutăria să la vină, aia trebuie să fac acolo cu mașinării, cu oale, cu alții. Ce mașinării? Doamne! Pâine, la brutărie, nu face cu mașinării. Dacă și în 20 minute e făcută pâinea, ești nebun? Cum să fac eu cu mașinărie când mama mea m-a învățat așa? Mai pune ulei. Mai trebuie un pic de ulei. Să lipește cu păcărpător, trebuia să pui ulei. Da, am pus. Dacă nu știam să frământ pâinea, mama la 12 ani m-a măritat și m-a învățat să patroana, să fac pâine. Că a zis că dacă să mai pun și pe tocătură, a zis că dacă nu fac pâine, nu mă mărit. Și eu ca să mă mărită mama, m-am învățat să fac pâine. Că a zis, hai că te mări și te dau la soacră și nu știi să faci pâine. Nu te mărea. Și eu când am văzut că nu mai ia, îți dai seama că m-am apucat să fac pâine. Ce era să fac, Bogdan? Nu trebuia să fac pâine. Ia uite pâinea, vezi? Unde ai văzut țigancul? Ia uite pâinea. Ia uite pâinea. Aia arată bine să vadă fain cum e pâinea. Și acum punem ulei pe tavă. Da, uite, mai golim așa uleiul. Ca să nu fie mult ulei. Și așa dăm și aici pe tavă. Și așa, așa, Bogdan, ia uite pâinea făcută, vezi? Da. Ia uite, Bogdan, ia și uite să vadă fanii. Păi vezi că tu nu filmezi să vadă fanii cum am făcut eu pâine. Nu vede fanii, cum? Ia uite, vezi? O vezi pâinea? Da. Și acum o lăsăm aici să crească și după aia băgăm la cuptor. Pâine, vezi? Gata, acum o să facem curat aici. Să punem 20 de înapoi. Să punem pe aici. Așa se mai mândrește când faci curat, trebuie să facem curat după aia. Ce părere aveți, prietene, despre această pâine? Aici, am pus un
kg jumate de pâine. Asta ne-a mai rămas, o să mai facem crăjite. Aici e sală. O să mă așteptăm și pe aici. Acum să așteptăm, vedeți cum am făcut pâinea. E bună, nu? E bună nefăcută. Da, să vedeți aici în cuptor. Uite, ia să fum. Aoleu, ce fum a ieșit. Am dat, cred că prea la mult grade cuptorul. Ce facem, Bogdan? Nu, no, așa e. Ia să fum, vezi? Că a fost ceva acolo. Aici fierbe sarmalele. A dat și sarmalele în foc. Ia uite, Bogdan, când am făcut pâine. Așa. O să lăsăm să se mai... Cred că am dat la mai multe grade. La câte grade trebuie să dăm? Cuptorul ăsta, nu știu cum merge, Bogdan, cum crezi? Dăm la 150 de grade. Deja la... cuptorul, ascultă. Eu zic la 200 de grade. Eu zic ca să-l oprești. Să lași pâinea să crească 5 minute și apoi dai drumul, da? Oprește-l de tot cuptorul. Așa, îl opresc. De tot. E oprit? Da. Și pune la acolo să stea și după 5 minute așa îi dai drumul să... Am dat la 50 de grade, cum faci? Nu, îl oprești de tot. Aha. De tot oprește-l. Pune oprit pâinea în cuptor să crească și apoi îi dai drumul să coace. Așa. Nu. Îl oprim de tot, da? De tot. Și ce facem acum? Pune pâinea în cuptor. Păi cum, așa? Păi trebuie să crească. Păi crească fără să o punem la cuptor. Păi e cald la cuptor și la căldură crește mai repede. Hai, și dacă rămâne pâinea acolo? Ia spuneți, prieten, unde crește pâinea, mă, la cald sau la rece? Hai, o întrebare am și eu. Așa, punem așa? Așa. Ia. Cum, așa crește? Da. Eu știu că crește și fără să o pun la cuptor și după aia crescută pâinea, creștea pâinea în tavă și după aia o băgam la cuptor. Tu cum vrei, ia de telefon. Crește, dar trebuie să aștepți mult. Așa, hai. Dacă vrei să crească mai repede, pui la căldură și crește. Ia uite, am pus-o la căldură. Eu vreau să crească pâinea în tavă. La rece. Da, și după aia o băgam. Tu ce faci? Eu fac o căldură, dar am Da, o să-i arătăm pâinea când e gata, da?